Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi pe scurt titlurile ediției. Inspectorii de la Protecția Consumatorului în acțiune înainte de Paște. Creștere semnificativă a numărului donatorilor de sânge. Misiuni speciale pentru polițiști în următoarele zile. Cadou inedit al jandarmilor pentru copiii unei case de tip familial. Cupa Ligii se va juca la Giurgiu. Medicamente expirate de mai bine de un an și carne tocată alterată cu data durabilității depășită de o lună sunt doar două dintre neregulile depistate de inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Giurgiu în ultima perioadă. Controlele au vizat produsele farmaceutice și cele specifice sărbătorilor de Paște. Valoarea amenzilor aplicate depășește 700 de milioane de lei vechi. Două controle tematice și o mulțime de nereguli depistate într-un timp destul de scurt. Acesta este rezultatul verificărilor efectuate de inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Giurgiu. În cadrul celor 23 de controle realizate la unitățile farmaceutice, comisarii au avut parte de adevărate surprize. La mai mult de jumătate dintre aceștia au fost depistate nereguli în ceea ce privește data durabilității depășite, precum și neafișarea prețurilor sau a informațiilor de identificare și caracterizarea a produsului în limba română. Nici operatorii economici ce comercializează produse specifice sărbătorilor de Paște nu s-au lăsat mai prejos. Aici comisarii au găsit aproape 60 de kilograme de carne alterată și expirată de mai bine de 30 de zile. Urmare acțiunilor de control desfășurate, am constatat comercializarea unor produse farmaceutice, respectiv medicamente, cu datele durabilităților minimale depășite de aproximativ un an sau 3 luni de zile, cât și produse alimentare care nu prezentau caracteristici calitative organoleptice conforme, respectiv carne de porc cu ligă, miros de alterat, culoare modificată, dulciuri care erau expirate din anul trecut, din luna decembrie sau de 30 de zile. Având în vedere neregulile depistate, inspectorii OPC au aplicat peste 20 de amenzi și 11 avertismente. În ambele controale tematice, valoarea amenzilor aplicate depășește 700 de milioane de lei vechi. Polițiștii giurgiuveni vor fi mobilizați pentru a asigura ordinea și liniștea publică în perioada Paștelui. Aceștia urmând să se afle în special în apropierea lăcașurilor de cult și a zonelor unde este așteptată prezența unui număr mare de persoane, dar și pe drumurile publice. Oamenii legii vor supraveghea și stațiile de cale ferată și autogările, precum și zonele învecinate acestora. Pentru a preveni producerea oricăror evenimente nedorite, polițiștii vor intensifica în această perioadă controlele în locurile în care se comercializează produsele specifice de Paște și vor supraveghea cu prioritate locurile aglomerate. De asemenea, în zilele de Paște, oamenii legii vor fi prezenți în toate spațiile publice unde este nevoie de asigurarea ordinii și liniștii publice. Începând de astăzi, 9 aprilie anul curent, și până după sărbătorile pascale, polițiștii giurgiuveni vor fi prezenți în teren, vor fi prezenți în ceea ce privește acțiunile pe care le vor desfășura pe linia prevenirii, dar și a combaterii oricăror fapte antisociale. Vom acționa în această perioadă cu o medie zilnică de aproximativ 197 de polițiști și 87 de autospeciale, în funcție de specificul zonei și de perioada în care se desfășoară aceste misiuni. Tot în această perioadă și polițiștii rutieri vor intensifica misiunile pe arterele de circulație. Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri naționale și județene din județul Giurgiu. Vor avea în vedere asigurarea unei influențe a traficului rutier, evitarea oricăror ambuteiaje. De asemenea, vor fi prezenți pentru a verifica în trafic conducătorii auto în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice. Recomandăm conducătorilor auto care au consumat băuturi alcoolice să nu se urce la volanul autovehiculelor, întrucât riscă în cel mai fericit caz o contravenție, iar dacă au consumat peste limita contravenției, sancțiunea este de închisoare. Serviciile operative și subunitățile de poliție din cadrul Inspectoratului Poliției Județene vor acționa și în sistem integrat, cu preponderență în zonele aglomerate în care sunt preconizate a se desfășura manifestări religioase, cultural-artistice sau de agrement. Misiunile au ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor ce pot afecta siguranța persoanei și a bunurilor, dar și pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației rutiere.
Numărul donatorilor de sânge a crescut considerabil în ultimele zile. Reprezentanții centrului de transfuzii din municipiu s-au obișnuit cu o astfel de situație și spun că aglomerația este specifică înaintea sărbătorilor de Paște sau de Crăciun. Un alt factor care influențează modificarea mediei zilnice la Giurgiul reprezintă creșterea cazurilor de pacienți din spitale care au nevoie de sânge. Tichetele pentru achiziționarea de alimente în valoare totală de 63 de lei, acordate pentru fiecare donator de sânge, reprezintă o contribuție importantă la masa de Paște. Un rol important îl joacă și dorința de a face o faptă bună în săptămâna patimilor. Astfel se explică numărul mai mare de donatori din aceste zile. Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor pascale, sala de așteptare a Centrului de Transfuzii Sanguine Giurgiu se aglomerează în numărul donatorilor, înregistrând o creștere semnificativă. Reprezentanții centrului de transfuzii din municipiu s-au obișnuit cu o astfel de situație și spun că aglomerația este specifică sărbătorilor de Paște sau de Crăciun. La Giurgiu, creșterea numărului donatorilor este influențată și de numărul cazurilor de pacienți care au nevoie de sânge pentru operații. În ultima perioadă a crescut numărul donatorilor, mai ales acum în perioada sărbătorilor de Paște, o medie cam de 10-12 donatori pe zi, creștere față de perioadele obișnuite, să zicem. Au crescut și numărul de cazuri de pacienți din Giurgiu internați, atât la Spitalul Giurgiu pentru operații, cât și la spitalele din București. Și au crescut și numărul de donatori care vin să doneze pentru pacienții respectivi. Noi ne-am dorit ca acești donatori să rămână fidelizați, să vină mereu, nu numai atunci când au nevoie pentru rudele spitalizate, ci trebuie să se gândească că tot timpul cineva are nevoie de sânge, pentru că tot timpul se întâmplă ceva grav și e păcat, nu să donăm doar pentru persoanele pe care le cunoaștem, ci și pentru necunoscuți, că tot timpul este nevoie de sânge. Giurgiuvenii pe care i-am întâlnit astăzi la centrul de transfuzii spun că vin să doneze sânge în primul rând pentru sănătatea lor, iar apoi pentru a-și ajuta semenii care au nevoie neapărat de sânge. Să donăm sânge. Să donăm. Veniți pentru bunurile de masă sau pentru a face o faptă bună? Să facem o faptă bună. Sunteți un donator cu acte în regulă? Veniți frecvent sau numai ocazional? Ocazional. Să facem o faptă bună. Donez din 2002 și mă simt bine pentru starea mea și să ajutăm și alte persoane care au nevoie și nu poate să facă rost din altă parte și o faptă bună, mai ales acum că e postul Paștelui, să ajutăm și să fie bine pentru toată lumea. Din 2008, conform legii, bărbații pot dona sânge cel mult de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori. Atât donatorii, cât și centrul de transfuzii și spitalele au numai de câștigat. Donatorii mai adaugă ceva modestelor venituri, centrul colectează mai mult și implicit spitalele nu rămân fără sângele cu care se salvează vieți și fără de care intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile. Buburuzele vesele au vizitat astăzi centrul de zi Soarele, dăruind din veselia lor și micuților de aici. Însoțiți de părinți și de învățătoare, preșcolarii de la școala numărul 2 au donat îmbrăcăminte, jucării și dulciuri, făcându-le copiilor sărbătorile de Paște mai fericite. Cu toate că s-au aflat pentru prima dată într-un centru de plasament, preșcolarii clasei pregătitoare Buburuzele Vesele de la școala numărul 2 nu au avut nevoie de mult timp pentru a-și face prieteni noi. Copiii au vizitat centrul de zi Soarele, acolo unde se află micuți abandonați de părinți sau proveniți din familii care nu au posibilitatea de a-i crește și educa. Preșcolarii au dorit să le însenineze acestora sărbătorile de Paște, așa că au venit însoțiți de părinți și educatoare să le aducă daruri. Au venit să doneze copiilor de la Casa Soarele, îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, jocuri, tot ce au avut ei și au simțit nevoia că să le dăruiască. Copiii au petrecut câteva zeci de minute împreună cu noilor amici. Jucăriile, unele mai vechi, iar altele abia primite, au fost solicitate la maxim. Comportamentul și atitudinile față de cei din jurul nostru se formează de la cea mai fragedă vârstă. Și eu zic că dacă de acum le trezim interesul acesta, îi facem să fie mai buni, mai generoși, să învețe să dăruiască, vom avea niște oameni de nădejde mai târziu. Pentru că a fost o experiență frumoasă, preșcolarii sunt hotărâți să revină la centru pentru mai multe ore de joacă în compania copiilor de aici.
Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită și printr-un spectacol cu muzică și dansuri tradiționale organizat ieri după amiază la Muzeul Poliției de Frontieră. Spectacolul a fost susținut de copii și tineri din municipiul Giurgiu și din mai multe localități ale județului. Spectacolul de ieri a fost organizat de Asociația pentru Educația Romilor, Chetanes, de Grupul de Inițiativă pentru Incluziunea Socială a Romilor și de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradiției Populare. Manifestarea a fost dedicată Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorită în fiecare an pe 8 aprilie. Asociația pentru Educația Romilor, Chetanes, împreună cu Grupul de Inițiativă pentru Incluziunea Socială a Romilor și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradiției Populare Giurgiu, a organizat un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Romilor. Spectacol la care participă copii și tineri din județ și din municipiul Giurgiu. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri care au fost alături de noi și au răspuns afirmativ și participă cu noi în această frumoasă sărbătoare. Nu pot să doresc decât un călduros la mulți ani comunității de rom, dar nu numai, celor care asistă la acest spectacol desfășurat cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor și nu pot să vă spun încă o dată decât El Bachtalete, dătul meu Del Budbach. Numai bine și fiți alături de noi, fiindcă suntem într-o schimbare totală și dorim să arătăm comunității giurgiuvene cel puțin că mentalitatea cetățenilor de etnie romă este toată într-o schimbare și vom veni și noi cu aportul nostru. Spectacolul a cuprins în special muzică și dansuri specifice comunității de romi, dar nu au lipsit nici interpretări ale unor opere muzicale celebre, la pian sau vioară. S-au remarcat cu preponderență dansatoarele îmbrăcate în costume tradiționale viu colorate. Pe scena fostei case a armatei au evoluat ieri copii și tineri din Giurgiu, de la Centrul Cultural Ion Vinea, de la Școala Populară de Artă și de la Școala numărul 10. Din localitățile rurale au participat trupe de dansatori și interpreți din Găujan și Ghimpați. Copiii și tinerii din casa de tip familial Dunării au de astăzi un sprijin solid în realizarea temelor și proiectelor școlare. Asta datorită bucuriei de a dărui a jandarmilor giurgiuveni, care le-au oferit un calculator nou-nouț și toate accesoriile necesare. Cei 9 copii și tineri instituționalizați în Casa Dunării din municipiu nu s-au bucurat până acum de jocurile pe calculator sau de informațiile pe care le pot obține accesând internetul. De aceea, dacă pentru alți copii un calculator este un obiect banal, pentru tinerii aflați în plasament este unul de preț. Cu câteva zile înainte de sărbătorile de Paște, jandarmii giurgiuveni le-au dăruit un computer nou-nouț pe care l-au și instalat pentru ca tinerii să-l poată folosi de îndată. Ți-am adus și boxe. Dacă vreți să ascultați muzică, da? Ce muzică îți place? Ușa. Opa, ce e ăla? Mouse. Mouse? Da? Înseamnă că te pricepi. Da, te pricepi, nu? Da. Și ce jocuri îți mai plachezi? Jocuri cu mașini. Curse. Acțiunea a făcut parte din campania Bucuria de a dărui, inițiată de Jandarmeria Giurgiu în urmă cu 8 ani. Am aflat că acești copii au mare nevoie de un calculator care să-i ajute atât la teme cât și la proiectele școlare și prin contribuția benevolă a jandarmilor am reușit să le cumpărăm un calculator. Totodată le-am adus și rechizite școlare, dar și produse specifice sărbătorii de Paște. Ne bucurăm că am putut fi alături de acești copii și le urăm din suflet Paște fericit! După ce și-au primit cadourile, copiii au avut posibilitatea să cunoască activitatea jandarmilor, care le-au prezentat ținuta militară și misiunile jandarmeriei. O acțiune similară a militarilor a avut loc în preajma sărbătorilor de Crăciun la Casa Ansaloni. Socialdemocrații giurgiuveni au lăsat deocamdată politica la o parte în Săptămâna Mare. Reprezentanții partidului au venit în fața jurnaliștilor doar pentru a le adresa giurgiuvenilor tradiționalele urări de Paște. Suntem în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, așa că reprezentanții Partidului Social-Democrat de la Giurgiu s-au oferit să mai facă declarații politice, preferând să le adreseze giurgiuvenilor câteva urări pentru Paște. Lumina, multă lumină în suflet, multă pace, multă bunătate,
să vă dea Dumnezeu absolut tot ceea ce vă doriți și să luați aminte la absolut toate pildele date de Domnul Iisus Hristos, mai ales că de ce să nu recunoaștem în această săptămână fără să vrem? E așa un aer mai de credință, mai special. Vă urez atât dumneavoastră cât și tuturor giurgiuvenilor ca sărbătorile de Paște să vă aducă multă liniște sufletească, cum spunea și colega mea, sănătate, fericire și să ne dea puterea să fim mai buni și să învățăm, să ne ajutăm și să dăruim cât mai mult semenilor noștri. Vă doresc un Paște fericit. Să-l petreceți în liniște alături de familiile noastre în jurul unei mese bogate. Exact cum au spus și colegii mei, să fim mai buni. Multă fericire, căldură, liniște, toate cele bune, Paște fericit! După ce în aceste zile a devenit partid cu acte în regulă, PLR pregătește după Paște fuziunea cu Partidul Conservator. Noua formațiune va deveni astfel PLC, adică Partidul Liberal Conservator. Numele partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu a devenit oficial Partidul Liberal Reformator, deși a fost creat prin decizie politică încă dinainte de alegerile prezidențiale. În acte, partidul nu a fost până acum oficial, pentru că niciun partid nu poate participa la alegeri dacă nu este înregistrat în registrul partidelor politice cu cel puțin 6 luni înainte de alegeri. Liberalii lui Tăriceanu, care abia s-au obișnuit cu numele noii formațiuni politice, imediat după Paște vor fuziona cu Partidul Conservator și se pare că noul nume va fi PLC. În momentul de față, PLR este un partid aflat pe lista partidelor politice din România. Nu se mai poate spune în momentul de față că nu avem identitate, că nu avem statut sau siglă și așa mai departe. Până la definitivarea alegerilor interimare, alegerilor pentru a termina cu acest interimat, o să procedăm, bineînțeles, după trecerea acestor sărbători pascale, într-un regim de urgență, la fuziunea adoptată împreună cu Partidul Conservator și, așa cum am amintit într-o conferință anterioară, vor avea loc alegeri atât la nivel municipal, cât și la nivel județean, precum și la organizațiile de femei și de tineret. Tot după sărbătorile pascale, liberalii reformatori din Giurgiu se pregătesc de alegeri interne, formula actuală de conducere fiind una interimară. Producător, regizor, scenarist, dar și un actor considerat a fi printre cei mai carismatici ai zilelor noastre, William Quaid s-a născut în Texas, Statele Unite, pe 9 aprilie 1954. Americanul care a studiat teatru la Houston este deținătorul câteva premii importante, dar și al unei stele pe celebra stradă din Hollywood. Cariera actoricească a lui Quaid este așadar una bogată și respectabilă. În dreptul ocupației americanului Dennis William Quaid sunt consemnate următoarele date. Actor, regizor, scenarist și producător. S-a școlit în teatru la Universitatea din Houston, iar ca actor de film, Quaid este considerat unul dintre cei mai carismatici ai zilelor noastre. S-a născut în Houston pe 9 aprilie 1954 și pentru rolul jucat în Far For Heaven, cel al unui homosexual, este onorat cu premiul de cel mai bun actor într-un rol secundar. Același film îi aduce și o nominalizare la Globul de Aur. Primul film, după sosirea la Hollywood a lui Dennis, este de fapt cel al banditului din Breaking Away, iar satira American Dreams este o altă producție din cariera actorului. I think it's time we broke up. What? Your life is here. My life is...
Pe micul ecran, Quaid joacă în Dinner with Friends, producție care este nominalizată la premiile Emmy în 2002 pentru cel mai bun film de televiziune. Iar în teatru, prima apariție a lui Dennis William Quaid, în calitate de scenarist și regizor, este legată de piesa Shame on You. Bogata carieră a actorului în Houston îi este recunoscută și atribuirea în 2005 a unei stele pe celebra stradă Walk of Fame din Hollywood vine de la sine. Doamnelor și domnilor, principalele informații ale zilei se opresc aici. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Găsit la știrile din sport. Liga profesionistă de fotbal a decis. Finala Cupei Ligii se va disputa la Giurgiu. Un nou trofeu va străluci pe stadionul Marina Nastasovici, dar nu va rămâne aici. Steaua București și Pandurii Târgu Jiu vor umple tribunele Arenei Giurgiuvene, care a câștigat competiția cu Arena Națională și stadionul Ilie Oană din Ploiești. Pentru prima oară în istoria orașului, la Giurgiu se va juca o finală de competiție fotbalistică cu importanță națională. Liga profesionistă de fotbal condusă de giurgiuveanul Gino Iorgulescu a decis ca trofeul Cupei Ligii să se decerneze pe Arena Marina Nastasovici din Giurgiu. Gino Iorgulescu a dorit o finală cu tribunele pline și fără scandal. Astfel s-a renunțat la Arena Națională și stadionul Ilie Oană al Petrolului Ploiești. Vă spunem că am avut intenția să facem pe stadionul mare, dar ținând cont de situația stelei, conflictul cu spectatorii și numărul de spectatori de la Târgu Jiu, a trebuit să alegem un stadion mai mic. Aveam două posibilități, Ploiești sau Giurgiu, dar am ales Giurgiu pentru că am vrut să evităm și conflictul dintre spectatorii stelei cu cei de la Petrol. Tot astăzi au fost prezentate trofeele pe care campioana României și câștigătoarea Cupei Ligii le vor primi. Gino Iorgulescu i-a invitat pe jurnaliști să aleagă care dintre trofeele fabricate în Italia să aparțină campioanei. Anul trecut ne-ați criticat că am avut niște trofee, un trofeu la campionatul Ligii Profesionale de Fotbal care n-a fost pe placul dumneavoastră. Vă dăm posibilitatea acum să alegeți din cele două, sper să fie pe placul dumneavoastră și să alegeți din cele două care să fie pentru campionat și care să fie pentru Cupa Ligii. În cele din urmă s-a votat, iar trofeul cel mare va fi decernat campioanei, iar Cupa Ligii are o formă ieșită din comun. Așadar, dacă Astra nu a ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, giurgiuvenii vor putea măcar să urmărească un meci de neuitat în data de 20 mai. Stadionul Marina Nastasovici este unul dintre cele mai noi stadioane din România, iar infrastructura sa îndeplinește cele mai pretențioase criterii. Astra Giurgiu și Steaua București se duelează în seara de Paște. Astralii trebuie să fie mai tari ca steliștii și să spargă ouăle roșii-albastre. Chiar dacă se joacă într-o zi de sărbătoare, giurgiuvenii nu renunță la fotbal și vin la stadion, că doar nu vine Steaua în fiecare zi la Giurgiu. De miercuri s-au pus în vânzare biletele meciului pe care Astra îl va disputa cu Steaua duminică în seara zilei de înviere. Partida va începe de la ora 19:30 și nu la 20, așa cum s-a anunțat inițial. Da, primele bilete pe care s-au cumpărat au fost cu ora 8, dar ora oficială a meciului este 19:30 și așteptăm pe toți la acea oră, la 19:30. La ce prețuri se găsesc biletele? La peluză 10 lei, tribuna a doua 20 de lei, iar la tribuna a întâi 30 sau 40 de lei. Și având în vedere că meciul se joacă în ziua de Paște, suporterii au avut o reacție, cei care au venit și au cumpărat bilete? Sunt cam aceiași suporteri. Majoritatea nu pare să fie deranjată, ținând cont că luni este liber. Este ok pentru ei.
În etapa care se dispută de Paște, ouăle colorate roșu, alb și negru ale giurgiuvenilor vor trebui să le spargă pe cele roșii-albastre ale steliștilor. Mulți și-au luat biletele din timp pentru meciul ce va avea loc peste 3 zile. Cata, ai cumpărat bilete? Da. Câte bilete ți-ai luat? Văd că ți-ai luat multe. 4 bilete. Mergi să susții ce echipă? Ce te atrage? Astra. E echipa orașului meu. Nu te deranjează că se dispută ziua de Paște? Ziua o petrec cu prietenii, cu familia, apoi seara ieșim în oraș, am zis că să ieșim la meci. Petreci seara de Paște într-un mod sportiv. Da. Băieți, v-ați gândit să mergeți la meci duminică? Nu. Vă deranjează că e ziua de Paște? Da. Nu. Vă deranjează că este în ziua de Paște? Nu că e în ziua de Paște, dar nu sunt microbist. Nu țin cu nicio echipă, nu... Dar așa vă bucură că avem totuși o echipă de Liga 1 în Giurgiu? Normal, mă bucur, e a orașului nostru. La meciul cu campioana României am putea vedea un oaspete special pe stadionul Marina Anastasovici. Dacă nu va alege să meargă la biserică, Gigi Becali va veni pentru prima oară în tribune la Giurgiu să fie alături de Steaua. Astra Giurgiu are nevoie de victorie ca de apă în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, dacă vrea să păstreze șanse pentru podiumul clasamentului. Locul 2 este tot mai departe după ce ASEA Târgu Mureș și-a mai asigurat 2 puncte. Astra mai are un meci pe plan financiar. Ziarul Fanatic anunță că vicecampioana ar putea să se desființeze într-o lună. Chiar acum, Astra Giurgiu și Pandurii Târgu Jiu se întâlnesc în penultimul meci al etapei cu numărul 25 al Ligii 1. Dacă vor învinge, giurgiuvenii se pot apropia de Petrolul Ploiești, care are misiune grea cu Steaua București. Astra s-a îndepărtat de ASEA Târgu Mureș și Craiova, ocupantele locurilor 2 și 3, care au avut parte de victorie etapa aceasta. Chiar și cu o victorie, Astra nu va urca mai sus în clansament, dar nici nu va coborâ, deoarece Dinamo a ratat ocazia să o egaleze pe vicecampioană la puncte. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu va lupta din toate puterile ca să scape din zona retrogradării. Asta s-a văzut și în etapa trecută, când gorjenii au produs surpriza câștigând în deplasare cu Petrolul Ploiești. Un meci foarte greu. O echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne adunăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperați, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să ne păstrăm. În afara gazonului, Astra ar putea avea probleme grave. Ziarul Fanatic anunță că datoriile pe care clubul le are către jucători pot duce la desființarea echipei. Cum Ioan Nicolae este încarcerat și nu mai investește, iar jucătorii sunt neplătiți de câteva luni, clubul mai are și datorii către impresarii care își cer banii în instanță. Astra Giurgiu este o asociație sportivă și nu poate intra sub protecția legii insolvenței, așa că în cazul unui deznodământ nefavorabil se poate ajunge la desființare, mai precizează săptămânalul de sport Fanatic. Atât din sport pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și faceți mișcare în fiecare zi, pentru că sportul înseamnă sănătate. La revedere! Se anunță o zi frumoasă, însorită și cu temperaturi potrivite cu data din calendar. Meteorologii anunță maxime de la 11 grade în estul Transilvaniei până la 19 grade în dealurile de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Și în Giurgiu se vor înregistra temperaturi normale pentru această dată calendaristică, adică 17 până la 18 grade la amiază, în condițiile unui cer lipsit de nori și a câtorva adieri ușoare ale vântului. La vremea prânzului, în localitatea calitățile județului nostru, temperatura va atinge o maximă în termometre de până la 17 grade la Giurgiu și Comana, 18 la Izvoarele și Ghimpați și chiar 19 grade la Hotarele, Mihăile și Bolintin Vale. Vineri la Giurgiu, vântul va bate ușor din direcție nordică cu 11 km pe oră, presiunea atmosferică va fi de 750 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 46%. Apele Dunării, în localitatea de reședință a județului, spun hidrologii, ating cota de 480 de centimetri, manifestând o tendință de scădere cu 2 până la 12 centimetri.